Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul știrile este 2016, un Maris Fest spectaculos. Ediția cu numărul 2 a Maris Fest se anunța fi una spectaculoasă. Muzică bună, nume cunoscute ale muzicii rock, concursuri care mai decare care și marele premiu. O chitară ce va purta semnăturile trupelor prezente la eveniment. Intrarea este gratuită. Tot ce trebuie să faceți e să semnați condica. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea 6 vor la primărie. 6 candidați se întrec pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Mureș. Biroul electoral de cum scripție numărul 1, a respins a șaptea candidatură, cea lui Doroftei Ilie din partea Alianței Partidul Comunist Partidul Social Român, pe motiv că această alianță electorală nu a fost înregistrată în termenul prevăzut de lege. Pe locul 3, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea Sitia sa aproape de calificare. Sitia Târgu Mureș este la un singur meci distanță de calificare în semifinale. Echipa campionă se pregătește intens pentru partida de joi seara. Băieții antrenați de Lucian Nicușan și Cosmin German sunt optimiști și speră să iasă învingători. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de Alte informații cu caracter local, regional sau național, accesând site-ul știletm.ro